Bună ziua! Înțeleg că ați ajuns în spital cu o fractură la picior. Prima dată cum vă numiți? Mă numesc Roșu Ioan. Ce s-a întâmplat? Păi aseară, pe la ora 9:30, ne aflam eu și soția și fetița de o lună și 8 zile. Ne aflam pe raza satului Bicaz, Bicazul Ardelean, n-aș putea să vă spun cu exactitate, așa, pentru că nu cunosc zona. Cum ne deplasam, aveam o furgonetă în față, așa, mergea foarte încet, undeva la 5-10 km la oră, scotea fum și era pe avarii. Am ajuns în spatele ei, ne-am asigurat că putem depăși și am depășit-o, așa. Imediat după ce am depășit pe partea dreaptă, la vreo 30 de metri în față, ne-am întâlnit pe contrasens cu un Duster de poliție. Foarte nervos și agitat, a întors așa în spatele nostru, a pornit girofarele și a venit după noi. Am pus pe avarie, am parcat pe dreapta și am dat geamul jos, să-l așteptam să vină. Au venit așa foarte agitat, cu una pe pistol la noi și au zis că dăm actele. Nu s-a prezentat, nu a spus cine este, nu a spus nimic, absolut, decât nici nu a specificat ce acte să-i dau. Așa. Eu m-am uitat la dumnealui foarte calm și am spus, vă rog frumos, am un copil mic în mașină, așa. Mă pun să aici, n-aș vrea ca să o treziți sau să o speriați, eventual. El s-a uitat la mine așa agresiv și, bineînțeles, cu mâna la fel pe pistol și mi-a zis, nu mă interesează, ți-am cerut actele. I-am spus, ok, vă dau actele, i-am dat actele, în același timp el s-a întors cu spatele, s-a dus către Duster și mi-a arătat așa, au zis că dacă le vrei, vii la secție și eventual, dacă nu vii, ți le trimite eu prin poștă. Așa. După care am vrut să mă duc la el. Și s-a întors așa cu fața și dacă pleci de lângă mașină, te-aș putea sancționa cu încă 2 luni în plus la suspendare sau la anulare, nu mai știu, permisul. Așa. În spatele nostru ajunsese furgoneta despre care am specificat mai înainte. Așa. S-a dus la șofer, a vorbit acolo ce a vorbit repede, cam un minut, 2 minute, așa. O schimba nu știu ce număr de telefon, nu semnat acolo, nu știu ce o cerut acolo. Așa și a plecat furgoneta. A urcat în mașină. În același timp, soția a vrut să se ducă la el să vorbească. Eu, în același timp, în urma soției, ca să văd ce se întâmplă, de ce nu mă sancționați, de ce nu mă întreabă cine sunt, de să-mi spună ce am greșit, cum se numește, dacă e agent de poliție sau e fals, adică vreau o informație. Atunci el s-a urcat în mașină nervos, a trântit portiera, a dat geamul jos și mi-a făcut așa cu degetul. Ți-am spus, vii la secție sau eventual ți le trimit prin poștă. Nu mai aștepta să mai zică nimic, au tras stânga de volan și mi-au dat peste picior. Când l-au văzut că m-au călcat pe picior, au pus frână, așa, posibil că nu și-au dat seama că au oprit cu roata pe piciorul meu. Așa, soția atunci a dădea cu palma, dă-napoi, îi spunea, și el s-a uitat pe geam, așa, indiferent. Și am spus, dă-napoi, te rog frumos, mi-am permis atunci să ne tutuim, mi-am spus, bă, dă-napoi că mă omori, ce faci? Așa, o dat mașina înapoi, s-a oprit acolo, după care a venit un Logan cu încă 2 polițiști. El era singur? El era singur, da. Sigur că ei au bodycam-uri, adică ei poate să spună dacă era cu cineva. Nu, nu e adevărat. El, era singur, el da? Trebuie să aibă cameră și pe mașină și se vede, așa. În ambulanță doctorii mi-au spus mie, când mi-au luat interviu, mie prima dată, după s-au dus la dumnealui și au luat. Și au venit înapoi uimiți, mi-au zis că ar fi fost 2, așa. Dar ei nu erau 2, pentru că lumea s-a adunat în jur și lumea îi cunoștea. O zic, bă, mașina o cunosc, dar pe el nu-l cunosc. Cine e ăsta? Ăsta e nou aici. Deci era un Duster inscripționat, da? Da, un Duster inscripționat. Ok. Și lumea nu-l cunoștea. Era singur și chiar și un moș de acolo. O zic, da, el are voie, o zis omul ăla, o zic, el are voie să umble singur așa de capul lui. Așa, și după ce v-a accidentat, ce s-a întâmplat? Cine a chemat salvarea? Soția a sunat la salvare, el a sunat repede, se poate vedea că a sunat, apelul este înregistrat, a sunat pe colegii lui de la secție, a venit un Logan, așa, a lăsat un coleg, a venit ca mârșa prin boscheț, a urcat viteză, a urcat sus, ce o zic, poate îl filmează cineva, a urcat în Duster, după care Logan a plecat. A mai venit un Duster și stătea doar cu farurile aprinse și girofarele și nu a coborât nimeni. O stat în mașină, o stat foarte mult acolo, cam vreo jumătate de oră până a venit ambulanța. Și ați aflat până la urmă cum îl cheamă pe poliție sau ceva? N-am aflat nimic, am luat ambulanța, soția i-am spus să rămână acolo ca să recupereze documentele mele și documentele mașinii. Astăzi m-a sunat domnul inspector și i-am spus, domnul inspector, este normal să nu-mi dați actele înapoi.
Și am zis că n-am avut lucruri, da, acte. Și am spus, dar soția era acolo. De asta aștept. Nu că soția a luat o viteză după ambulanță. Soția de-abia conduce și copilul nu-i cum să iei cu viteză după ambulanță. În fine, nu asta e problema. Actele mi le-au trimis astăzi acasă. Așa. Cei de la poliție v-au contactat până acum? Da, au venit un domn și mi-a luat probe de sânge. Mi s-a pus alcool testul meu și 0-0. Așa. Am insistat să îl testez în fața noastră pe domnul de la poliție, pe domnul agent, pentru că vizibil părea ori beat, ori drogat, asta era clar, una din două. Și după reacția lui, cum îl vedea și cum o trăta pe soție, și nu a acceptat să-i pună etilotest în fața noastră. Noi am insistat, așa, nu. Deci nu a fost testat de față cu dumneavoastră pentru alcool? Nu. Dar unde l-au testat? Că l-au testat acolo, că noi n-am văzut, că vorbe, așa. Și după pentru probele de sânge, că l-au dus la spital, la, cum se numește, da, la Bical. La Bical, da. Câte zile de îngrijire medicale aveți? Am 5 săptămâni. 5 săptămâni. Da. Ați fost la medicina legală sau urmează? Nu, urmează să merg la medicina legală mâine. Cum ați rămas psihic după acest eveniment? Puțin așa șocat, pentru că mai vedeam la televizor că jandarmii bate, poliția bate și zicea, ei, o greșește ceva. Dar până seară când am tras-o pe pielea mea, sub roata la mașină, când stăteam și îmi trăgeam piciorul de acolo și el se uita, am uitat specific faptul că o dat geamul jos și o zic, vezi ce mi-a făcut mâna așa, vezi ce ți-ai la secție. Făcea cu mâna așa, vezi ce ți-ai tu la secție. Și am zis, în cazul ăsta nu mai vin eu la nicio secție, că mă duc cu ambulanța. Așa. Trebuie să ținem cont de faptul că nu i-am greșit. Nu l-am insultat, nu i-am vorbit urât, nici eu, nici soția, i-am vorbit foarte politicos, așa, și chiar l-am rugat frumos să ne explice ce s-a întâmplat și dacă am greșit să plătim. Așa, știam că depășirea pe linie continuă, așa, indiferent că furgoneta era oprită sau mers sau ce făcea, sau scotea fum sau nu, așa, eu eram conștient de ceea ce fac. M-am asigurat și am depășit, așa, ok, am greșit, o să plătesc. Mi-am luat permisul pe 3 luni, dar nu-i normal ce-a făcut reacția lui față de noi, așa. Și mai mult de atâta, sincer, am rămas așa traumatizat, puțin pentru mine și mai mult pentru soție, pentru că și ea e traumatizată acasă și ea lăptează copilul la sân. Și deja au vorbit cu doctorul și au zis că stai calmă, calmează-te, mergi la psiholog, ca să nu ai probleme să-i să oprească alăptatul. În rest, nu știu, sper tare să facă dreptate și oameni de ăștia să n-aibă ce căuta în poliție. Că am văzut mai nou acum că angajează în poliție doar cu liceu. Așa, fără nicio instrucțiune, fără nicio școală, fără nimic. Liceul nu folosește la nimic în poliție. Un om incapabil n-ar ce căuta acolo. Pentru că eu consider că dacă era un om deștept, nu se întâmpla treburile astea. Am explicat foarte frumos, bă, băiatul, ai greșit, uite ce ai făcut, uite așa, așa, așa. M-am gândit eu așa, toată noaptea n-am putut să dorm. Am zis că poate vrut să mă ia la secție, că era singur, dar dacă era singur, n-avea dreptul să mă oprească. Trebuia să aibă martor, trebuia să aibă o cameră în piept, dar el a venit prea agresiv așa, respira, că-l vedeam că respira așa adânc când m-a oprit. Așa, și ținea mâna pe pistol. Și mi-am dat seama că ceva îi cu el, ori e beat, ori e drogat, ori s-o certa cu cineva, ori s-o bătut, ori ceva avea. Că a venit prea agresiv la mine, că soția încă mi-a zis, zici să fii calm, îmi spunea din spate, zici să calmeze, că mi-e frică. Da, vă mulțumesc frumos.